Bună ziua! Bine ați venit în sala Cupola a Bibliotecii Județene GT Chirileanu Neamț. Numele meu este Mihail Balint și vă transmit salutul conducerii, doamna profesoară Mihaela Mereuță, care se află în acest moment în Republica Moldova la o bibliotecă soră, biblioteca din Orhei. Astăzi Vasile Baghiu, scriitorul Vasile Baghiu, psiholog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, vine în fața noastră cu cea de-a doua ediție a unui proiect care se numește Cultura Sănătății. Și va încerca astăzi cu invitatul special, domnul Sorin Sârbu, sociolog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, să ocolească și să găsească un răspuns cât mai cuprinzător pentru întrebarea de ce este sănătos să facem mișcare. Eu doar vreau să precizez că atât invitatul special, Sorin Sârbu, cât și scriitorul Vasile Baghiu fac mișcare multă. Mai întâi, Sorin Sârbu este maratonist, cu participări serioase la maratoane, iar după aceea, recent, a fost contaminat și Vasile Baghiu, care aleargă. Și eu sunt plin de pismă, spun eu, când văd cum arată. Și eu am hipertensiune, ar trebui să fac și o mișcare și nu sunt hotărât. Aș vrea să-i dau cuvântul scriitorului Vasile Baghiu, care data trecută, la ediția anterioară, cu o săptămână, adică să ne înțelegem, a avut o prestație foarte frumoasă, am înțeles. Eu a trebuit să fiu alături și îmi pare rău, pentru că am avut un musafir de la Iași, directorul editurii Tipo Moldova, și n-am putut să-l abandonez. În mod normal ar fi trebuit să fiu și eu lângă Vasile Baghiu. Domnule scriitor Vasile Baghiu, vă rugăm. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți la îndemnul profesorilor voștri, cărora le mulțumesc de asemenea, la această întâlnire la Biblioteca Județeană CT Chirileanu. Data trecută am vorbit în fața unor elevi de la Economic, mi se pare. Acum sunteți la Rareș și de la Economic. Da, cred că au fost colegii de-ai voștri sau de la altă școală, nu mai știu. În orice caz, tema a fost de ce este sănătos să citim. Și am încercat să argumentez atunci cu ajutorul unui articol foarte important care face legătura dintre ocupația cititului și sănătate, de ce este important în viața noastră, cât mai devreme, să avem această ocupație a cititului, adică nu numai pentru a ne informa, pentru a ne dezvolta mintea, pentru a ne pune mintea în funcțiune și pentru a reuși la examene, pentru a avea o cultură generală, pentru a putea comunica și așa mai departe. Important este că cititul are impact asupra sănătății. S-a constatat într-un studiu serios, făcut pe 15 ani, că cei care citesc, și nu se referă studiul la cei care citesc ziare sau care citesc articole sau care citesc fragmente de pe Facebook, ci cei care citesc romane și poezii, își prelungesc viața. Asta arată studiul. Care este explicația și care este mecanismul după care o persoană ajunge să aibă longevitate pe seama acestei ocupații? În principal, explicația privește atingerea unor zone profunde ale minții, acele zone emoționale. Deci lectura lucrează la nivel emoțional și viața noastră nu este un șir de întâmplări exterioare.
Adică vizităm biblioteca, am ascultat pe cineva care s-a gândit să înceapă un program Cultura Sănătății, ne-am dus înapoi acasă, la școală, ne-am văzut mai departe de viața noastră, adică nu facem călătorii, ne întâlnim cu prietenii, avem tot felul de întâmplări și trăim tot felul de situații, iar asta înseamnă parcursul nostru exterior al vieții. Dar viața noastră este interioară în principal și constă în adevărul ei, mai ales în trăirile emoționale pe care le putem avea. Aceste trăiri emoționale, sigur că le aveți și voi la vârsta voastră în viața de zi cu zi, dar nu reușiți să aveți experiență și neavând experiență, nu reușiți să cunoașteți viața așa cum v-ați dori și așa cum unii dintre adulți ajung să o cunoască sau alții ajung să o uite după ce o cunosc. Se întâmplă și fenomenul acesta. Nu reușiți și atunci cărțile, romanele și poeziile, și insist asupra acestui lucru, devin niște pastile de experiență de viață pe care le puteți lua și cu ajutorul cărora puteți să vă dublați trăirea, puteți să vă dublați viața, să o multiplicați de atâtea ori de câte cărți ajungeți să citiți. Dacă citiți o carte, trăiți o viață și așa mai departe. Bun, aceste experiențe sunt emoționale. Și este contraargumentul împotriva celor care spun, bine, nu vreau să citesc pentru că eu vreau să trăiesc. Și vreau să trăiesc viața, vreau să-mi ocup timpul cu lucrurile astea exterioare de care v-am spus, care sunt importante, nimic de zis. Ne place să ne întâlnim cu prietenii, suntem dornici să avem întâmplări, experiențe, momente plăcute în viață. Dar, de fapt, lucrul cu care rămânem după ani și ani, după trecerea timpului, este tocmai această frământare emoțională pe seama cărora noi ajungem să ne dezvoltăm ca personalitate. Am auzit pe unii dintre voi printre rafturi mai acum vreo jumătate de oră căutau cărți de psihologie, de dezvoltare personală. Ele sunt foarte căutate. Eu nu sunt împotriva cărților de dezvoltare personală. Foarte bine, putem afla de acolo sfaturi, idei, recomandări, situații care să corespundă cu viața noastră, sunt utile, într-adevăr. Dar, de exemplu, despre singurătate, nu vă va învăța niciodată un tratat de dezvoltare personală atât de bine cum vă va învăța, de exemplu, citirea romanului Mărturisirile unui clovn de Heinrich Böll. Vă recomand această carte. Am vrut să fac o retrospectivă a ediției anterioare, pentru că proiectul Cultura Sănătății are un șir de repere, așa mi-am propus. El a pornit recent, dar are un început într-o emisiune TV pe care am ținut-o un an de zile, acum vreo 10 ani, și care se chema chiar așa Cultura Sănătății. Prin urmare, îmi propun ca prin aceste prelegeri și care sper să devină măcar uneori de dialog, niște dialoguri, să aduc în fața oamenilor câteva repere care privesc sănătatea. Astăzi, nu întâmplător, voi încerca să vă vorbesc despre motivele, rațiunea pentru care mișcarea este sănătoasă, pentru că de vreo 7 luni alerg în fiecare zi. Eram obez, bolnav, vai de capul meu.
ajunsesem într-o situație foarte rea din cauza sedentarismului, a stresului, a neglijenței acestor aspecte din viața, din viața mea. Am fost la medic, mi-a spus că aș putea fi suspect de diabet, am făcut analizele, dar eu, pentru că scriu, lucrez la niște manuale de școală, și anume teoria și practica nursing, am fost profesor la școala sanitară post-liceală și am publicat 7 volume din acest ghid manual, care acum se lucrează cu el la clasă. Eu acolo, documentându-mă din sursele occidentale, am văzut că scrie că există prediabet și că prediabetul se abordează nu cu medicamente, ci cu mișcare și cu dietă. Medicul la care am fost nu știa, din păcate, de acest aspect. Și atunci mi-am căutat alt drum. A doua zi am plecat de acolo, din acel cabinet, dezamăgit, dar deloc surprins, pentru că la noi se poate întâmpla și așa ceva. Am plecat și a doua zi eram pe străzile din cartierul meu, alergând jumătate de kilometru, un kilometru, gâfâind ca vai de mine. Iar astăzi sunt, după 7 luni, analizele după 3 luni au coborât toate în registru normal. M-am dus pentru că colegul meu m-a îndemnat să mă duc la medicul respectiv să-i spun, ca să reflecteze asupra acestei situații, și i-am spus, iată ce am făcut, astea sunt rezultatele, și într-adevăr rezultatele erau uluitoare. A fost vorba de perseverență. Nu a fost o zi în care să nu alerg, și distanța a crescut, timpul a scăzut. Și eu m-am transformat în numai 6 luni. Am, deci, proba pe propria persoană prin care pot să îndemn oamenii nu numai să facă mișcare atunci când sunt în situația dificilă, de boală sau situații de acest fel, ci preventiv. Vreau să vă spun că este important că dacă, să zicem că acum nu sunteți interesați, pentru că starea voastră de sănătate este bună și așa mai departe, dar măcar de 2 ori pe săptămână să faceți mișcare care să activeze un pic aparatul cardiovascular și plămânii și mușchii, este important. În timp, asta poate să devină o ocupație, o obișnuință a vieții voastre, ceea ce este foarte sănătos. Bun, am reușit acest lucru și am și un caiet, mi-am făcut și un caiet acasă cu analizele, cu luate aproape zilnic, de exemplu, glicemia, care a scăzut. Caietul se numește Caietul bolnavului sănătos, și am scris pe baza acestei experiențe alergării sunt aproape în partea a doua cu un roman care se numește Confesiunile unui scriitor alergător și care se publică pe măsură ce se scrie pe citeștemă.ro. Puteți căuta citeștemă.ro, Confesiunile unui scriitor alergător. Acolo sunt detalii cu privire la aventura asta a mea cu alergatul și cu scrisul combinate între ele pe citeștemă.ro. Bun. Și atunci m-am gândit, haideți să inițiez aceste întâlniri, din care să audă și alții că se poate, să este posibil să îți îmbunătățești starea de sănătate în acest fel, urmând un program de disciplină, alergând sau făcând ciclism sau făcând în not și așa mai departe. Acestea sunt reperele momentului pe care îl avem acum. Să o numesc prelegere, dar poate că nu e, e și altceva, e mai mult decât atât. Te rog, Mihai.
Vasile, dacă îmi permiți, până să ajungă invitatul special și să intri în adâncimea temei de astăzi, mi-a plăcut ce ai spus despre lectură și aș vrea să spun celor de față că pe vremea în care eram de seama lor, de vârsta lor, am avut un profesor minunat pe nume Gheorghe Avenciobanu, tu știi foarte bine despre cine vorbesc, cu care am făcut un curs de iubire. Țin minte foarte multe lucruri de atunci și un lucru era referitor, se referea, era despre lectură. Și ne-a spus așa, dragii mei, viața poate fi uneori și foarte dură. Și atunci, în astfel de momente, va fi nevoie să vă refugiați în garsoniera sufletească, proprietate personală, chiar așa ne-a spus. Ei bine, contează foarte mult cu ce e mobilată această garsonieră sufletească personală și nu poți să o mobilezi decât prin lectură, evident și prin trăiri alese, dar lectura este fundamentală și mai mult de atât, cred că poate fi căutată și o explicație pur fiziologică, și anume că noi folosim doar o mică parte din creier. Și ca să putem extinde, nu în totalitate, de mai mult porțiunea asta de creier pe care o folosim, lectura este extrem de binevenită. Și o să vedeți că mulți oameni sunt longevivi și nu știm explicații. De multe ori sunt longevivi pentru că au o genă a lor, o genetică care îi ajută, dar de foarte multe ori au organismul foarte bine pus la punct, plecând exact de la legăturile neuronale de la creier. Și aici lectura, cred că are un rol foarte important. Am vrut doar să-l amintesc pe profesorul meu, Gheorghe Avenciobanu. Dar pentru a citi trebuie să fim sănătoși, pentru a studia, pentru a munci, trebuie să fim sănătoși și calea pentru a ne menține sănătatea este mișcarea. Iată câteva repere ale discuției noastre, definiția sănătății și factorii care o influențează. O să vedeți că este important să avem o imagine generală asupra sănătății și de ce depinde, de fapt, sănătatea asta noastră. Care sunt elementele care o influențează? Ce este activitatea fizică, forme de activitate, beneficiile activității fizice, beneficiile mersului pe jos. E ca și cum am spune că am inventat mersul pe jos și apa caldă. Știți că este o vorbă la noi în România. Împărtășirea experienței personale de alergător, mărturia de alergător a invitatului care urmează să vină, este la o altă activitate. Și întrebări și răspunsuri, dacă vor fi întrebări. Bun, să vedem factorii care influențează sănătatea. O să înțelegeți de aici, foarte simplu, aceasta este o cercetare a OMS făcută pe sănătate, care pornește de la o definiție foarte interesantă. De aproximativ 20 de ani, sănătatea nu mai este privită doar ca o absență a bolii. Adică, dacă nu ai nimic, nu te doare nimic, nu ai nicio boală, nu înseamnă că ești sănătos. Și o să vedeți de ce. Sănătatea, deci este nu numai absența bolii, ci și o stare de bine din punct de vedere psihologic, emoțional, social, profesional, religios, cultural. În multiple feluri această stare de bine, în așa fel încât ca să fim fericiți, lucru pe care ni-l dorim toți, și fericirea nu e ceva pe care trebuie să-l căutăm, s-ar putea să fie undeva în preajma noastră și să nu ne dăm seama. Adică să fie la prietenii noștri cu care este important să ținem legătura și pe care să-i cultivăm, să fie la familia noastră, să fie în micile activități pe care le facem pentru alții. De altfel, un studiu arată că fericirea este strict în legătură cu capacitatea noastră de a oferi ceva celorlalți, de a ne dărui, de a ajuta. Cu cât suntem mai empatici, mai generoși, mai prietenoși, cu atât suntem mai mulțumiți și mai fericiți. Fericirea depinde deci de ceilalți.
Asta este un lucru care a fost studiat și dacă ne gândim așa fiecare în pătrățica noastră, la viața noastră fiecare și încercăm să punem pe o hârtie care sunt gesturile noastre de generozitate, de prietenie, de ajutor pe care le facem, așa înțelegem ce fel de persoane suntem și unde mai avem de lucrat. Pentru că s-ar putea ca nefericirile noastre, nemulțumirile noastre, frustrările noastre să vină tocmai de aici. Pentru că nu găsim în noi capacitatea de a fi mai deschiși, de a fi mai prietenoși, de a ajuta fără să aștepți o recompensă de undeva. De a fi pur și simplu dezinteresat. Eu am publicat recent un volum de poezie care se numește Avantajul de a nu câștiga nimic. Este un avantaj să nu câștigi nimic pentru că ești un om liber, dar nu în sens economic, financiar. Că sigur că da, ne dorim să câștigăm bani și ei sunt bineveniți atunci când vin în viața noastră, pentru că avem nevoie să ne trăim viața și avem nevoie să călătorim și vă recomand când aveți posibilitatea și dacă aveți posibilitatea și în viața voastră, așa, să urmăriți acest reper al vieții, călătoria, care face mai mult decât multe școli pe care le putem absolvi. Învățăm mult din călătorie pentru că învățăm despre locuri de pe pământ și învățăm mai ales despre oameni. Eu dacă ajung într-un oraș în care am fost sau în care n-am fost, nu mă simt bine dacă nu intru în vorbă cu localnicii. Că știu sau nu știu foarte bine limba locului, încerc să fac o comunicare cu oamenii aceia și am sentimentul că în felul acesta am vizitat acel loc, pentru că vizita unei clădiri, a unui muzeu, deși înseamnă ceva în ordine culturală, în plan emoțional, ceea ce contează este întâlnirea cu oamenii. Faptul că cineva ți-a spus o chestie interesantă undeva într-un colț de stradă, fără să te aștepți, sau undeva într-un parc ai schimbat două vorbe cu cineva. Tot așa, contează foarte mult aceste momente de comunicare cu ceilalți și asta înseamnă sănătatea. Prin urmare, sănătatea depinde, iată, deci definiția e clară. Înseamnă și psihologic și social și profesional, trebuie să fim mulțumiți la școală, la locul de muncă, ca să fim sănătoși, să avem prieteni, deci din punct de vedere social, chiar religios, să nu ne certăm cu Dumnezeu, indiferent ce credințe avem sau dacă nu avem credință. Povestea asta, dacă nu este clarificată, iar clarificarea o spune James Pinbaker, un cercetător de la Facultatea din Texas, cu care am avut norocul să schimb niște e-mail-uri, pentru că eram interesat de tema asta. El a studiat tema scrisului în raport cu sănătatea și eram interesat de ea. El are un studiu care spune că cei care scriu în jurnal, de exemplu, dar scriu despre problemele care îi afectează, care îi mișcă, care îi tulbură, importante din viața de zi cu zi, de asemenea au o sănătate mai bună. Studiul este la fel foarte interesant. El asta spune că dacă nu înțelegem anumite lucruri din viața noastră, să încercăm să le punem pe hârtie. Nu contează că ne exprimăm bine sau mai într-o gramatică aproximativă. Gramatica și toate lucrurile astea se învață. Luăm o gramatică și pas cu pas citim și vedem cum scriu alții. Așa învățăm. Nu e nicio rușine să ajungem la un moment dat să fim elevi de liceu și să nu știm să scriem corect în limba română. Pentru că dacă ne dorim să corectăm lucrul ăsta, acesta e lucrul cel mai important. La școala sanitară ajungeau, unde am predat, erau adulți. Deci tineri care terminaseră liceul, dar care unii dintre ei nu scriau într-o gramatică foarte aproximativă. Și am spus, suntem la o școală, rolul școlii este să învățăm chestiile astea,
nu neapărat în clasa 5-a, putem să le învățăm și în post-liceală, hai să facem treaba asta. Și am început cu chestiile astea printre rânduri, în așa fel încât în timp, după un an, doi, ei erau foarte mulțumiți de achizițiile pe care le făcuseră. Și la fel am inițiasem un proiect pe care îl recomand profesorilor, pentru că l-am văzut în Germania. Acolo profesorii, am rămas impresionat și mirat și în admirație. Indiferent dacă erau de chimie, de fizică, de discipline tehnice, acei profesori își începeau orele 3 minute sau chiar 5 minute vorbindu-le copiilor despre o carte, despre un film, despre un eveniment cultural, despre o expoziție, despre un artist și așa mai departe. O oră de oră. Imaginați-vă că aceste 3 minute la începutul fiecărei ore se adună în 3 ani, în 4 ani, iar copiii aceia, rezultatul este că îi vezi cu cărți în mâini, citind în parcuri, ceea ce vă îndemn și pe voi să faceți. Adică dacă n-ați început lucrul ăsta până acum, sistematic, nu e târziu, nu e târziu nici când ieși la pensie să te apuci să citești, pentru că te poate ajuta și atunci. Dar apoi acum, la vârsta voastră, e minunat momentul. Nu aveți de făcut decât următorul lucru. Luați, de exemplu, la întâmplare o listă a premianților Nobel pentru literatură și căutați 3-4 scriitori de acolo. Vedeți ce au scris și căutați romanele lor sau volumele lor de poezie și citiți-le. O oră pe zi nu au omorât pe nimeni, dimpotrivă. Acum suntem în situația asta să pledăm pentru lectură ca și cum n-ar fi evident că lucrul ăsta este bun și că a fost bun de atâta timp de când e omenirea asta și citește și scrie. Ca și cum ar trebui să pledăm pentru ceva ce nu se mai vinde. Da, s-ar putea să nu se mai vândă, nu știu. Cărțile în Occident, de exemplu, eu am văzut că există, că oamenii cumpără cărți și merg mai departe pe filiera asta. A, că citesc acum pe suporturi de alt tip, pe Reader sau pe tabletă sau chiar pe telefon, asta e cu totul altceva. Ideea este că romanul îți livrează poveștile. Poveștile vor rămâne întotdeauna valabile și vor interesa întotdeauna oamenii. Cele patru, și aici vreau să reflectați, cele patru elemente care alcătuiesc, care influențează sănătatea, sunt următoarele. Stilul de viață, și observați că e un procent aici, 50%. Deci 50% este, sănătatea noastră depinde în proporție de 50% de stilul de viață. În proporție de 25% de moștenirea genetică, deci dacă am primit gene mai bune sau cum sunt ele de la părinți, mediul influențează 15% sănătatea noastră, adică dacă trăim într-o zonă industrială, nu-i tot una cu a trăi într-o zonă împădurită și fără poluare. Și iată, serviciile de sănătate influențează 10% sănătatea noastră, adică dacă spitalele sunt bune, dacă personalul din spitale este competent, dacă toți oamenii au acces la sănătate, fie la țară, fie la oraș, asta înseamnă serviciile de sănătate și ele influențează. Nu-i tot una să trăiești într-un oraș din Germania unde, să zicem, serviciile de sănătate sunt puse la punct, și sau într-un sat de undeva din Apuseni unde nu ajunge nicio mașină până acolo. Ce observați aici? Aș vrea să, în legătură cu procentele, dacă sesizați ceva, dacă aveți un comentariu legat de distribuția asta a procentelor, ce puteți spune? Ia să vedem.
50% depinde de noi. Da. Foarte clară, corectă observația. Stilul de viață înseamnă, depinde de noi. Ce înseamnă stilul de viață? Mișcarea, alimentația și dacă fumăm, consumăm alcool sau nu. În asta constă stilul. Și dacă citim, de exemplu, și dacă avem relații, dacă comunicăm cu oamenii, dacă avem prieteni și așa mai departe. Deci 50% sănătatea noastră depinde de noi. Dacă mai avem noroc să primim 25% o sănătate bună de la părinți, iată, s-au făcut aproape 75% și hai că mediul nu putem să-l, doar prin, știu eu, politicile la nivel guvernamental să impună niște restricții în așa fel încât poluarea, de exemplu, să scadă. În orice caz, să nu alergați pe străzi unde intens circulate. Faceți mai rău decât dacă n-ați alerga, pentru că inhalați gaze de eșapament. Concluzia este că depinde de noi jumătate, mai mult de jumătate, sănătatea. Ce este activitatea fizică? Iată. Orice formă de mișcare a corpului produsă de mușchii scheletici cu consum de energie și se referă la toate formele de mișcare, și anume exerciții fizice, activități recreaționale, deplasarea spre o anumită destinație, de faptul că mergeți pe jos la școală înseamnă foarte mult, activitățile casnice, dacă dăm cu aspiratorul prin casă, înseamnă deja o activitate fizică destul de intensă, muncile agricole sau activitatea fizică la locul de muncă, dacă lucrăm în construcții sau dacă munca noastră presupune activitate fizică, și asta înseamnă activitatea fizică, ca să ne înțelegem. Forme de activitate fizică sunt moderate și intense. De exemplu, o formă de activitate fizică moderată este dansul. Nu ezitați să dansați atunci când aveți ocazia. Puteți să o faceți și singur prin casă, vă puneți muzică și dansați. E o formă care implică nu numai corpul, ci și mintea și echilibrul. Cu atât mai mult dacă aveți ocazia să dansați la evenimente care presupun dansul, dar acum înțeleg că este muzica aceasta care mie nu-mi displace, îmi place muzica asta care se pune în cluburi. Deși are un ritm atât de monoton că e o problemă dacă nu ești învățat cu stilul și cu asta. Dar generațiile au preferințele, valorile și voi le aveți pe ale voastre. Eu cred că sunteți deasupra generației mele prin faptul că aveți acces la cunoaștere mai mare, un acces mai mare la cunoaștere. Problema este să nu vă risipiți și să nu uitați ceea ce este esențial pentru viața voastră. Până la urmă, cartea contează foarte mult, indiferent că o citiți, studiul, cititul. Cititul contează foarte mult. Asta e una dintre valori, indiferent de generație. Cititul te ajută să iei decizii bune în viață. Cititul te ajută la slujbă. Oriunde ai lucra, ai o altă atitudine, ai o altă deschidere, ai o altă comunicabilitate, ai șanse să reușești mai bine, chiar dacă vrei să fii inginer. Dacă citești, vei fi un inginer, nu știu, mai deschis, mai comunicativ și poate mai eficient, să zic, sau un medic. Pentru că nu poți, dacă ești medic și nu citești, riști ca relația ta cu pacientul să devină una tehnică, așa, mecanică. Dacă ajungi funcționar și nu citești
poți să privești persoana care vine la tine cu ca pe o anexă a hârtie pe care o aduce acolo. Restul sunt activități fizice intense, cum ar fi ciclismul, urcatul rapid al unui deal, de exemplu, încercați să urcați pe pârtia de la Cozla până sus la stația gondolei să vedeți cum e. E un efort 2 km, panta este destul de mare și acolo se va desfășura și concursul maraton Curtea Domnească de pe 23 octombrie. Care sunt beneficiile activității fizice permanente susținute? Sunt câteva. La copii și la adolescenți crește performanțele cardiorespiratorii și musculare. E foarte important ca să nu fim obosiți, să nu obosim. Îmbunătățește sănătatea oaselor, sănătatea mentală. Efectele sunt nu numai asupra corpului, dar în principal, aș zice, mai ales asupra minții. Mintea se clarifică. În timp ce alergi, te gândești la problemele tale și le găsești soluții. Este o jumătate de oră, o oră de alergat în care mintea ta lucrează liber, ca să spun așa. Și efectele previne anxietatea, previne depresia, mișcarea. Sunt studii care arată asta. La adulți scade riscul de mortalitate. E clar că prin faptul că previne infarctul miocardic și dacă nu ai alte probleme de sănătate. Tensiunea arterială, riscul de cancer scade și riscul de diabet tip 2, ce vă spuneam. Pur și simplu este dat la o parte. De asta e bine să fie preventivă povestea asta cu mișcarea ca să nu ajungeți în situația aceea peste ani de zile. Previne căderile, pentru că persoanele cu cât înaintează în vârstă ajung echilibru să nu le fie foarte bine sub control și căderile sunt un risc. La femeile însărcinate reduce riscul de preeclampsie, tensiunea, hipertensiunea arterială gestațională, diabetul gestațional și complicațiile la naștere, inclusiv previne depresia aceea care apare după naștere. Apare o depresie care se numește depresia postpartum. Și mersul pe jos, pur și simplu, nu trebuie să alergați sau să faceți un sport. Important e să faceți în fiecare zi 30 de minute de mișcare, să mergeți pe jos. Îmbunătățește starea de spirit, aș vrea să subliniez, funcțiile cognitive, memoria și somnul. Iată, sunt lucruri de care aveți nevoie la școală, dar încercați să ieșiți la aer, să stați mai puțin în fața computerului și să mergeți măcar jumătate de oră pe zi în ritm alert, nu așa de plimbare, să solicitați un pic inima și plămânii, respirația, să simțiți că pulsul crește un pic. Aici e momentul în care v-am spus că o să vă vorbesc despre experiența mea de alergare. Am participat la 4 competiții în 7 luni. Am avut tupeu și curaj să mă înscriu după vreo 2 luni de zile și a fost foarte bine. Am fost Traian Trail, undeva lângă Bacău, vreo 15 km. După aceea a fost Bucovina Ultra Rocks, acolo vreo 17 km și am urcat pe podium la categoria de vârstă. După aceea am făcut cursa de tot montană de la Vatra Dornei. Tot așa am reușit o performanță și acolo la 15 km alergare prin pădure, pe dealuri. Și am fost la Batetoaca, care înseamnă urcarea Ceahlăului și coborârea de la Durău și coborârea pe la Duruitoarea, sus la Dochia, stația meteo, coborâre la Fântânele și la Durău din nou, asta în 3 ore, e ceva. Ceea ce vreau să vă spun, sunt atât de bucuros că am avut oportunitatea asta și am avut ideea asta datorită colegului meu care aleargă de mult timp, dar nu m-a interesat niciodată acest aspect al vieții sale, pentru că eu aveam alte priorități, până când nu m-a întrebat de sănătate boala și
sunt atât de bucuros pentru că am ocazia în aceste competiții să mă bucur de atmosfera care este acolo, oamenii aceștia care aleargă, care fac sport, sunt fair, sunt prietenoși, sunt pozitivi. De fiecare dată când mă întorc de la astfel de evenimente, mă întorc foarte bucuros și mi-am făcut prieteni. De altfel, aveți aici hashtag-ul Confesiunile unui scriitor alergător, pe Facebook se găsește și pe citește-mă.ro. Este momentul în care îl invit pe Sorin Sârmu să ne spună de ce aleargă. Spunea Vasile despre competiții, într-adevăr, foarte frumos, dar eu vă rog pe toți să vă apucați de o formă de mișcare sportivă și cel mai la îndemână este alergarea, pe care o puteți practica aproape peste tot, doar cu gândul la a alerga pentru voi. Competiția este o reuniune, nu? Exact, citește fiecare o carte și vă întâlniți cu toți la un cenaclu să discutați despre ce ați citit. Mă întreabă Vasile de când alerg. N-am fost sportiv de performanță la vârsta adolescenței, din păcate. Acum, mai la bătrânețe, să zic așa, îmi dau seama că poate aș fi avut talent. Se împlinesc pe 6 octombrie 20 de ani. Am mai avut eu niște tentative de alergare așa, dar pot să spun oarecum haotic. Dar se împlinesc 20 de ani de când ceva m-a determinat să-mi schimb viața. Și anume, cum trăiam înainte. Fumam un pachet de țigări, cel puțin, chiar un pachet jumătate în fiecare zi. Aveam cu vreo 20 ceva de kg mai mult. Eram sedentar, îmi începeam ziua cu o cafea, cu o țigară, prima masă de multe ori era la orele 16-17 și urmau toate celelalte mese până spre miezul nopții. Am avut puterea să vreau să mă las de fumat pe 6 octombrie, acum 20 de ani, și întâmplarea a făcut ca pe 10 octombrie, făcându-mi niște analize pur și simplu, fără să mă doară nimic, să constat că am ceea ce se numește sindrom dislipidemic, adică toate grăsimile sângelui erau undeva foarte sus. Asta m-a ajutat să mențin acea decizie de a nu mai fuma și, bineînțeles, ce faci prima dată când te sperii de așa ceva? Te duci la medic care îți dă o listă de medicamente pe care, a cărui tratament, dacă îl urmezi, o să fii bine. Ei, citind mai multe despre ce înseamnă efectele adverse ale medicamentelor în general, am căutat altceva să fac și atunci ceea ce se numește stil de viață sau regim, dietă, pentru mine a devenit stil de viață și nu la mult timp după aceea am început această formă de mișcare, să zic, de activitate fizică, alergarea, și vreau să vă spun că la început, după 300 de metri, simțeam nu că mor, ci că mă dezmembrez în părți componente. Deci asta era tara greutății, a plămânului grevat de atâția ani de tutun, să zic, lipsa de mișcare și așa mai departe. Am perseverat din dorința de a mă duce la un punct spre normalitate al corpului meu. Și după care am constatat că a început să-mi placă și să alerg din ce în ce mai mult, ca distanțe, ca timp. Niște prieteni știind că alerg, și bineînțeles ei spune și așa alergi de pomană, n-ai vrea să alergi reprezentându-ne pe noi într-o competiție. Și am alergat și am luat locul întâi la categoria mea și a mai fost o altă competiție în care am luat locul întâi. La maraton. La maraton a fost un pic mai târziu, dar în orice caz, au fost curse de 10.000, de semi-maraton, a fost și o cursă, îi se spunea Old Boys, în Piatra Neamț, prin 2012, cred. Aveam ceva ani de alergare la vremea aceea. Condiția să te înscrii la acea cursă era să fii peste 35 de ani.
Și să știți că am alergat, am fost al treilea la 20 de metri după start, am fost al doilea la 200 de metri după start și cu 200 de metri înainte, fiind tot al doilea, am spus nu, eu trebuie să fiu primul. Și am reușit să fiu primul. Și asta mi-a deschis cumva orizontul spre competiții, spre concursul, dar repet, nu pentru asta trebuie să faceți mișcare și activitate, ci pentru sănătate. Chiar dacă am câștigat acea cursă, să știți că vedeta n-am fost eu, a fost doamna Pagu, parcă o cheamă, care cred că încă este în viață, are undeva spre 100 de ani, pietreancă fiind, dar a alergat, chiar dacă a venit la 20 de minute după mine, fiind deja la vârsta de 88, nu știu cât avea atunci, vă dați seama că a fost vedeta acelei, să zicem, competiții. Da. Aș vrea să te întreb, să ne explici ce înseamnă ce scrie aici, că tu ai spus, că te-am întrebat azi dimineață, atunci când alerg mă simt un om liber. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să te simți liber când alergi? Fiecare dintre noi avem grijile noastre, chiar dacă e vorba de voi, puteți avea grijă, bai, nu mi-am făcut bine tema pentru nu știu ce, sau iar am întâlnire cu prof, acutare și nu o să-mi placă, și iar, nu știu, sau ai o problemă sentimentală sau ceva. În momentul în care faceți alergare, reușiți să vă detașați de tot. Mai ales dacă puteți să vă duceți undeva în natură, eu văd pe foarte mulți, foarte mulți, din cei care alergă, nu foarte mulți. Că nu. Unde alergi? Unde alergi? Eu alerg unde apuc. Alerg de preferat în stadion, pentru că să știți că dacă vă apucați de asta, trebuie să aveți o oarecare instruire vis-a-vis de ce înseamnă protecție. Aici încălțările sunt foarte importante, pentru că vă puteți accidenta efectiv. Accidentare nu înseamnă neapărat să vă rupeți un picior. Poate însemna să aveți o întindere a unui ligament, unui tendon, să nu puteți nici merge corect, dar aminte să alergați, să este un accidentare. Și asta poate fi un impediment în a vă continua acest demers. A, nu, nu-i pentru mine așa ceva, trebuie să renunț. Și atunci stadionul, așa cum este el mai amărât, să zicem, pista aia de tartan îți oferă oarecare amortizare alături de niște încălțări. Dar eu alerg cu drag în pădure sau când merg undeva în concediu, primul lucru, identific pe unde pot alerga acolo. Urban, mă rog, ideal este să fiți în natură. Eu nu recomand, dar mă rog, decât nimic e de preferat, alergarea pe bandă într-o sală de sport. Adică dacă te duci la sală, te duci să faci niște, nu știu, gimnastică la niște aparate pe care nu le ai acasă. Dar să te duci acolo doar să alergi pe bandă și să pleci, este ceva, nu știu. Și să nu ai natura, copacii, exact, aer. Adică natura. Și iarăși nu vă recomand să alergați ascultând în căști, nu știu ce, muzică. Da, muzică. Trec la un moment dat pe lângă persoane care ascultă și aud eu ce se aud din căștile alea. Vă dați din viteza cu care trec pe lângă ei, că în general trec pe lângă. Deci vă dați seama ce zgomot are persoana aia în cap. Pe lângă mine trec alții, că eu da. Nu am ajuns așa. Deci ideea este că trebuie să-ți lași mintea liberă. Deci ești un om liber atunci. Imaginați-vă, alergi în pădure la intensitatea pe care o suporți. Nu trebuie să forțezi, pentru că atunci nu mai va fi o plăcere chestia asta. Deci ești o persoană liberă, trebuie să ai o singură grijă. Unde calci, să nu calci într-o groapă sau să poți periclita, eu știu, sănătatea picioarelor. În rest, poți să te gândești la orice. Poți să te rogi, da. Poți să-ți aduci aminte de o carte citită, de un film, poți să-ți construiești discursul cu care vei cuceri o fată sau un băiat și așa mai departe. De unde ai voința și determinarea și perseverența? Voința, v-am spus, la început a plecat dintr-o nevoie medicală, că vroiam să ajung undeva cu starea de sănătate. Deci, să știți că starea de sănătate poate însemna mult mai mult decât absența bolii. Adică eu când m-am apucat de toate astea și când mi-am făcut analizele, nu mă durea nimic. Și mă simțeam extraordinar. Și acei 18 ani din viață petrecuți fumând, nu doar fumând, erau așa, o poezie întreagă. Ca și mulți dintre voi, probabil, care ați încercat deja prima țigară, din teribilism, din... Da, fine, nu e niciodată târziu să renunțați. Deci am început dintr-o nevoie medicală, să zic. Vroiam să ajung undeva și a început să-mi placă și perseverența și voința vine din plăcere. Deci este
dacă aveți o plăcere fizică enormă, eu știu, vă place o anumită prăjitură sau ceva care se întâmplă rar sau mai rar și așteptați cu nebunie acel moment al zilei sau al săptămânii sau al lunii, ei, pentru mine, momentul alergării este așa, ceva mult așteptat. Și toată problema asta a fost dusă atât de departe încât mulți dintre voi veți spune, a, mi-ar place și mie, dar eu nu am timp pentru asta, pentru că mă duc la școală și n-am timp, că nu știu ce trebuie să fac. Adunați-vă minutele, dacă nu orele, din zi, pe care le pierdeți nefăcând ceva util vouă și veți da seama că ați fi putut rupe o jumătate de oră, o oră, pentru alergare, pentru sport. Și vă mai spun ceva despre alergare. Nu există vreme nepotrivită pentru alergare, este doar echipament nepotrivit. Deci se aleargă extraordinar de frumos iarna. Vă spun, am niște experiențe extraordinare. În momentul în care sunt afară 0 grade și începe să ningă liniștit, când e viscol, e altceva. Dar când ninge așa liniștit și e abia pus un pic, un strat de un centimetru de zăpadă, pentru cine face alergare, are următoarea senzație. Vreau să nu se termine niciodată, să nu obosesc. Da, este explicabil și științific treaba asta, pentru că se eliberează niște endorfine în timpul alergării și oamenii sunt fericiți. Îi vedeți pe cei care ajung la, după 42 de kilometri, cu o fericire și o lumină pe față extraordinare. Și asta de la endorfinele care se eliberează în timpul alergării. Sorin, mulțumesc foarte mult pentru că ai venit cu mine la întâlnirea asta și că ai... Eu mulțumesc de invitație și eu știu școlile, școala în general ca instituție, eu zic că ar trebui să facă mai mult pentru mișcare fizică. Eu vă spun o mică experiență din viața mea de alergător, să zic de data asta. Cu vreo 10 ani în urmă, fiind într-o excursie în Spania, într-un orășel satelit al Seviliei, un orășel de vreo 25-30 de mii de locuitori, deci ce un fel de Târgu Neamț, să zic, sau poate chiar mai mic, eu mi-am identificat locul unde pot să alerg. Și găsisem așa un cvartal cu latura de un kilometru, deci era un pătrat de 4 kilometri, pe care îl parcurgeam de câte ori, de cât aveam eu timp în momentele alea, dimineața. Ei, am identificat acolo două baze sportive școlare mari, care însemnau teren de fotbal de iarbă, ceea ce cine își poate da seama se întreține foarte greu. Terenuri sintetice, tenis, bazin de not, sală de sport pentru gimnastică și așa mai departe. Programele școlilor erau în așa fel făcute încât erau o zi pe săptămână sau din săptămână în care elevii aveau activități de gen mișcare sportivă și făceau toate sporturile astea. Asta este răspunsul, în primul rând, al sportului de masă în ceea ce privește starea de sănătate a populației respective, dar este și răspunsul a ceea ce se vede în lumea sportivă. Nu ne mirăm că Spania este printre cele mai bune țări din lume la fotbal sau echipele de club sunt cele mai renumite, la tenis, la, eu știu, alte sporturi. Deci performanțele vin de... Performanțele vin din sportul de masă. Deci în tinerețea mea, în adolescența mea, trăită în perioada comunistă, era o mișcare sportivă de masă, se numea Daciada. Și asta, că e o chestie, că nu știu ce. Din acea Daciada, unde alergau foarte mult, erau tot felul de competiții, de cross, de fotbal, de ce vreți voi. Alergau foarte mulți, să zicem, alergători. Din 100 de copii care alergau, un ochi specializat sesiza 10 și îi chema la un club de atletism. Din aia 10, să zicem, 1 sau 2 făceau mare performanță, iar din 100 care făceau mare performanță, 2-3 erau campioni mondial. Mai auziți astăzi? Păi noi făceam legea la atletism, la cursele de semifond. Ați auzit de Gabi Sabo, de Maricica Puică, de Doina Melinte, nu mai zic. Pe Doina Melinte am văzut-o când eram elev, când eram de vârsta, când eram de vârsta voastră, cum se antrena prin parcul din Bacău. Exact. Și nu pot uita. Ori acum vedeți, practic din baza de creștere, dacă nu mai avem, la gimnastică făceam legea pe planetă, legea. Da. Deci nu se punea problema... ce medalii vom lua, ci câte vom lua de aur, dacă le luam pe toate sau mai luăm una, două. Ei,
La fotbal, la fel, eram la un moment dat considerat a cincea echipă din lume și așa era după performanțe. În fine, acum eu nu mă preocup absolut deloc fotbalul, dar am înțeles că suntem așa, un fel de pare. Acum ne punem problema dacă putem face egal cu Andorra la noi acasă. Așa. Mulțumesc încă o dată. Ne apropiem de finalul întâlnirii. Trebuie să dăm spațiu și timp și eventualelor întrebări, dacă sunt. Dacă nu... Aș vrea, dacă îmi permiți, Vasile, să fac o remarcă. Noi, societatea noastră a trecut printr-o traumă care se cheamă Guru Bivolaru. Și acum foarte multă lume, din diverse pricini, privește cu foarte, foarte multă reticență la o disciplină care se cheamă yoga. Eu vreau să vă atrag atenția doar asupra disciplinei fizice. Și anume să nu patinăm în extreme spirituale sau de altă natură. Dar vreau să vă spun că o disciplină fizică extrem de complexă și de sănătoasă se cheamă yoga. Avem un autor care se cheamă N.C. Tufui, care pe vremea dinainte de 89 a avut o problemă de sănătate tot așa, care s-a lăsat cu paralizie și care a primit acceptul regimului să plece în India, unde a făcut yoga strict fizică, nu s-a complicat cu lucruri care pot apărea și pe care nu le recomand sub nicio formă. Și s-a însănătoșit. Și a scris o carte pe care o puteți găsi inclusiv la bibliotecă, numai că, din păcate, unii se grăbesc să diabolizeze o chestiune pe care poate nu o cunosc. Așadar... Face parte din cultura... Da, eu recomand, orientală... Eu recomand disciplina fizică, da. Sau, mă rog, preliminară, hatha yoga, e merită să vă aplicați măcar să vedeți ce este. Mulțumesc. Asta a fost întâlnirea de astăzi. Vă îndemn încă o dată să citiți, să faceți asta cu plăcere. Biblioteca vă este la îndemână și chiar există aici exemplare foarte bune din foarte mulți autori și să faceți mișcare. Încă o dată, dacă sunt întrebări, suntem aici. Dacă nu, să ne vedem cu bine altă dată, de altfel la rare și am semnat un protocol și poate că o să ne mai vedem pe alte teme, cu drag. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că ați venit.